Povestea unui copil cu minte. A fost odată ca niciodată. Dragi copii, astăzi veți asculta povestea unui copil cu minte, așa cum credem că este fiecare dintre voi. Vă sfătuim să fiți atenți și să țineți cont de sfaturile noastre. Aveți grijă unde țineți cheia. Când sunteți singuri, este bine să nu purtați cheia de la intrarea în locuință la vedere și nici să o ascundeți în locuri unde ar putea fi găsită ușor de răufăcători, care astfel pot intra în locuința voastră. Atenție la bijuterii! Când sunteți singuri, este bine să nu purtați cercei, lănțișoare, inele din aur, pentru că puteți rămâne fără ele. Supravegheați-vă lucrurile! Aveți grijă de lucrurile voastre, nu le lăsați nesupravegheate sau neasigurate, deoarece pot tenta pe răufăcători care vi le pot fura. Hoții pot fi peste tot. Nu vă lăudați cu banii și bunurile pe care părinții voștri le-au în casă. Hoții vă pot lăsa fără ele. Atenție la necunoscuți! Nu urcați în autoturismele unor persoane necunoscute, indiferent ce vă spun sau vă dau. Nu primiți jucării, bani sau dulciuri de la necunoscuți. Respingeți orice apropiere sau atingere din partea unor necunoscuți. Fiți atenți! Când intrați în bloc, nu urcați în lift cu persoane pe care nu le cunoașteți. Țineți ușa încuiată. Niciodată să nu deschideți ușa necunoscuților, chiar dacă vă spun că sunt trimiși de părinții voștri. Ușa trebuie să fie încuiată și asigurată cu lanțul de siguranță. Polițistul este prietenul vostru. Dacă vi se întâmplă unul dintre aceste lucruri, spuneți părinților, învățătorilor voștri sau primului polițist pe care îl vedeți. Polițistul este întotdeauna prietenul vostru.